livrează separat. Supercom susține campionii! Contribuie și tu la reducerea cantității de deșeuri. Depune deșeurile separat și compostează. Supercom susține campionii! Pune și lapte în coș. Lapte. Și scute ce pentru puiul meu. Era căzunetul. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Zilele tinerilor sărbătorite la Deva. În perioada 31 mai, 1 iunie, în Piața Unirii din Deva, tinerii sunt chemați să participe la o mulțime de activități distractive, dar și concerte. Pe scenă vor urca Cookie, Story, Andrei Bănuță și Ini Sebi. Ziua de 1 iunie este dedicată în totalitate copiilor, care sunt așteptați în număr cât mai mare, începând cu ora 9, la ateliere de face painting cu personaje din desene animate, spectacole de dans, modelare de baloane și spectacole de magie interactivă. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean. Oprește-l pe cel de lângă tine să producă o tragedie. Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale. Șoferul aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare, cu executare. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro și descărcați aplicația DSU. Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardei în scopți, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițălașe, plăcită mamă, de domnule. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean organizează în data de 2 iunie, începând cu ora 18 în Piața Unirii din Deva, cea de-a treia ediție a festivalului Folk la Cetate. Vor fi prezenți pentru dumneavoastră cu recitaluri Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Tucu Berți, Constantin Eculae, Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș, Marius Bațu, Cosmin Vaman și Alexandra Andrei. Sunt roboțelul Dadar! Pune-mi o dorință și te învăț cum să protejezi viitorul. Vreau să ne jucăm la nesfârșit.
Da, dar din joacă să descoperiți lucruri interesante. Ba, eu vreau să construim mașinuțe și trenulețe din lemn. Da, dar puneți la loc de unde ați luat. Și eu mai vreau să avem multe, multe luminițe peste tot. Da, dar să folosiți inteligent resursele planetei. Doar așa viitorul va fi durabil. 2030 începe acum. Ce-i spui unui copil singur și tulburat când pentru o clipă l-ai pierdut din ochi și ea s-a îndepărtat? Când gura s-a uscat de frică, ce poți să-i mai zici? Îl strângi la piept și împingi trei cuvinte. Mama, e aici. Sunt aici. Dacă ai trăit vreodată frica de pierdere sau abandon, știi ce în sufletul copiilor din orfelinate zi de zi. Spune sunt aici. Trimite Hope la 8864. Lasă-mă în pace! Liniștește-te! Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! Ce alergi așa? Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! Ce urli așa? Nu ți-a făcut nimic! Poate te place! Poate te place! Abuzul este învățat din copilărie. Rupe tu cercul violenței și fă educație împotriva abuzului. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit de data aceasta într-o emisiune electorală care se transmite în direct, deci live. Este o emisiune Alege pentru tine, o emisiune de tip dezbatere în care candidații pot face referiri și la contracandidați dacă ei consideră că este cazul. Și avem pentru prima dată în această campanie electorală candidați din partea pentru, mă refer la alegeri locale, nu la europarlamentare, unde vine de obicei domnul Iuliu Winkler. Iată că sunt candidați pentru Consiliul Local al municipiului Hunedoara și o să folosesc modul maghiar de a spune numele, nume și apoi prenume. Este vorba de domnul Ferenc Ișvan, președinte UDMR pe municipiul Hunedoara. Bine ați venit în studio! Bună ziua! Bine v-am găsit și vă salut, telespectatorii. Mulțumesc că pot să iau parte la această emisiune. Mulțumesc și eu și domnul Barnabende, director medical al Spitalului Municipal Hunedoara. De asemenea, bine ați venit în studio. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua noastră și telespectatorilor. Deci, candidați pentru Consiliul Local Hunedoara, un municipiu care se dovedește foarte performant în ultima perioadă, cel puțin foarte multă lume, de exemplu, De bune practici. Pe de altă parte, formațiunea dumneavoastră politică vine ca întotdeauna în ultima perioadă, să spunem, sau de fapt de când a intrat la guvernare, ca fiind o formațiune considerată foarte echilibrată și totodată foarte serioasă. Și nu o spun eu, o spun politicieni care au fost aici în studio. Cu domnul Winkler chiar glumeam că, na, o glumă cred că acceptată, de ce se fac alegeri din 4 în 4 ani în România, știți, nu răspunsul. Să știm, da, cu cine guvernează UDMR-ul. Da. Deci, gluma. Curajez gluma, da. Mie mi se pare una reușită. Da. Și v-aș ruga să-mi spuneți care sunt proiectele dumneavoastră proiectele și intențiile pentru Hunedoara. În primul rând, aș dori să vă spun că noi am dorit să vorbim despre ce s-a făcut și ce am făcut noi până acum. Vă rog. Știți cum? Un om este definit de faptele sale și acum eu, dacă mă apuc, am să vă spun și despre proiectele care urmează a se îndeplini, sperăm. Dar aș dori să vă spun că în 2018, unul dintre proiecte care pentru noi și comunitatea maghiară și nu numai și pentru Hunedoara a fost un proiect foarte important pe care l-am realizat deja, este construirea unei creșe care s-a construit cu banii aduși din Ungaria de la guvernul maghiar, a costat 1,2 milioane de euro. Acum, în toamnă, l-am dat în folosință și unde sunt 26 de copilași și ne bucurăm. Este un proiect grandios, ca să spun, este foarte frumos. Chiar vă invit să faceți o filmare, este ceva deosebit. Eu zic că este ceva unic în județul Hunedoara. Funcționează foarte bine și vreau să vă spun că de anul trecut până acum s-au depus 100 de cereri pentru a lua copiii, copilași acolo. Deci vă dați seama,
cum poate să arate, dar vă spun încă o dată, mă aștept acolo să vă arăt. Locurile sunt pentru 25-30 de copii, însă cererea este foarte... ce să facă? Nu știu, urmează să ne continuăm și noi treaba, știți? Să dea examen ca la facultate. Să se dea examen ca la facultate, acolo a colegului, da. Da, deci acesta este un proiect de care suntem foarte mândri. În 2018 am făcut o cerere către guvernul maghiar și atâta vreau să vă spun că lucrurile sunt destul de simple. Adică am făcut o cerere de mână, după care a urmat, să știți, o investiție foarte, foarte serioasă și care a fost susținută de guvernul maghiar și dacă nu era Uniunea Democrată Maghiară din România, filiala Hunedoara, acest proiect nu s-ar fi îndeplinit, nu ar fi fost terminat. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am făcut. A doilea lucru și important... Vreau să completez că la această creșă, majoritatea copiilor care frecventează această creșă sunt români. Deci nu sunt numai maghiari, nu este o condiție, sunt, nu știu, 4 sau 6 copii maghiari, încă vreo 4 din căsnicii mixte și restul până la 26 sau 30 sunt copii români din Hunedoara, deci hunedoreni. Interesant, da. Interesant pentru că de altfel sunt, știți mai bine decât mine că sunt binevoitori, asigurate și au făcut grădiniță, segregare, da. Chestii de genul ăsta. Știam că mai sunt și oameni cu suflet mare așa. Care stau bine cu critica, știți? De obicei critică cei care nu au prea făcut nimic. Acum, următorul proiect la care noi am fost parteneri a fost proiectul legat de stadion. Acum știu că toată lumea vorbește de Corvinul Hunedoara și să dea Dumnezeu să fie bine și în continuare și suntem și noi nostalgici. Da, da. Avem totuși o vârstă și ne dorim ca și echipa Corvinu să ajungă acolo unde a fost odată în anii 80. Știam că se blocase proiectul acum 2 ani și ceva și domnul Ceche era ministru, așa cum ați făcut-o mai înainte. Că condiția de bază în România este ca UDMR-ul să fie la guvernare și alege partenerul cu care să guverneze această țară. Sunasem pe domnul Ceche, noi cei din Hunedoara l-am sunat pe domnul Ceche, a venit la Hunedoara, a văzut cum arată stadionul, adică jalnic. Și proiectul era depus. Urma ca el să se aprobe și să urmeze pașii pentru a putea fi aprobat. Noi am fost cei care am intermediat și am stabilit cu domnul Ceche că este important și pentru comunitatea maghiară din Hunedoara, așa ca pentru toți hunedorenii. Și noi trăim în familii mixte și trăim în Hunedoara și acolo suntem născuți cei mai mulți. Și am pus umărul și acum știu că s-a finalizat cu aprobările. Știți că durează învățat de când văd emisiuni de campanie, sunt la curent cu duratele astea. Da, duratele astea sunt foarte, foarte lungi. În schimb, știu că anul ăsta urmează să se demoleze stadionul și noi suntem mândri de faptul că am pus umărul și chiar foarte, foarte serios la înfăpturii acestui proiect pe care îl așteptăm și noi, ca și toată lumea, să vedem odată un oraș frumos. Noi sperăm ca Hunedoara să fie unul dintre cele mai frumoase orașe din vest, sau ca să spun poate chiar cel mai frumos oraș din județul Hunedoara. Am văzut că domnul primar și ne-am alăturat dânsului ce proiecte grandioase are și cât muncește și am hotărât că și noi să punem și noi contribuția, să ne aducem contribuția la această muncă. Da. Să știți că domnul primar a apreciat contribuția domnului Ceche, că nu odată a fost în emisiune, nu odată a vorbit despre ce stadion, cum era și firesc, și a spus că a găsit o deschidere și nu numai dânsul, acum nu mi-amintesc care politicien, dar pentru că s-a vorbit foarte mult de proiecte europene, s-a spus că întotdeauna a sprijinit acele proiecte pentru județul Hunedoara. Deci atât că este bine să știm și... Da, până la domnul Ceche am fost noi acolo. Da, ăsta este filmul adevărat. Sunt eu persoan... Deci nu l-ați mâncat pe primar, presupunând că domnul Ceche era Dumnezeu, nu? Da, exact, da. Eu despre mine aș dori să mai spun două cuvinte, faptul că sunt administrator la Societatea de Transport în Comun și împreună cu domnul primar, mai am și doi colegi cu care administrăm transportul în comun în Hunedoara și zilele acestea s-au adus autobuze noi nouțe, electrice, diesel hibride, de care suntem foarte mândri și înseamnă că și noi putem să punem să ne aducem contribuția la binele comun. Asta v-am vrut să spun. Da. Mulțumesc. Da. Și eu mulțumesc. Domnule Barna.
Da, un alt proiect la care am participat împreună, știți că acum vorbim de fotbal, că toată lumea este mândră că suntem hunedoreni și corviniști și peste tot hai Corvinu, hai Corvinu. Când a jucat în cupe cu Sepsi, domnul Dioseghi, care este președintele de la Sepsi, ne-a vizitat pe noi la invitația noastră, a venit la noi la Casa Maghiară, am avut o discuție câteva ore cu tot stafful lor și foarte, un om deosebit, un om deschis, un om care din prima a zis, domnule, vreau să-l cunosc pe domnul primar, știu de Corvinu, Corvinu este un brand, vreau să facem o colaborare împreună, o și fost la meci, o stat lângă domnul primar, împreună cu colegul meu, au ajuns la o concluzie în care s-au și concretizat deja, în fiecare an iau un turneu de juniori, care se întâmplă la Sfântul Gheorghe, și anul ăsta au plecat și juniorii de la Hunedoara și au participat la acel turneu, 4 echipe, Hunedoara, o echipă din Seghe, din Ungaria, una din Serbia și, bineînțeles, echipa lor locală de junior. Au o bază extraordinară și au deschiderea oricând dorește Corvinu să meargă acolo la un meci, la un cantonament, la un ceva, este foarte, foarte ok. Și de acum încolo vor fi aceste meciuri și aceste turnee cu Corvinu inclus în program. Profit și eu că sunteți aici acum. Da. Eu sunt cu inima, nu sunt foarte priceput la fotbal, domnul primar chiar știe asta, dar apreciază maniera în care mă implic emoțional așa. Sfântul Gheorghe, să știți, apropo de filiațiile pe care le puteți stabili și relațiile pe care le puteți stabili, are nu numai fotbal de calitate și stadion și așa, dar are o viață culturală foarte intensă și are un teatru extrem de performant. Având în vedere că aveți o sală foarte frumoasă și nu zic, chiar sper că puteți să faceți în așa fel încât să legați niște punți culturale, pentru că să vină de la Sfântul Gheorghe cu piese de teatru la Hunedoara ar fi un câștig pentru absolut toți amatorii de teatru și iară spună, nu numai maghiari, ci și români. Sigur. Și de toate naționalitățile, nu mai știu ce sunt, dar mă rog, ar fi chiar un câștig și mă gândesc că poate vă gândiți să vedeți care sunt la curent cu viața, cu activitatea teatrală din Sfântul Gheorghe. Este exemplu de bune practici la nivel național din punct de vedere al impactului culturii asupra cetățenilor. Noi avem o relație destul de strânsă și colaborăm foarte bine și cu Spitalul de Urgență Județean din Sfântul Gheorghe. Am colegi acolo, mă știu foarte bine cu managerul, da. Și care a fost și care este actual. Bine, având în vedere că eu sunt în managementul spitalului undeva din 2002, am fost în Consiliul de Administrație, din 2005 manager, o mică perioadă de pauză, m-am întors manager și acum de vreo 7 ani și ceva sunt director medical. Făcând echipă cu domnul Radu Budaie, care suntem o echipă destul de solidă și multe lucruri bune și pozitive s-au întâmplat și la nivelul Spitalului Municipal din Hunedoara. Deci, suntem o comunitate mică, dar suntem o comunitate unită, serioasă și care, din punctul meu de vedere, aducem un plus valoare Hunedoarei. Suntem hunedoreni, ne place să fim hunedoreni, suntem mândri că suntem hunedoreni, ne place și fotbalul și Corvinu și trăim împreună cu comunitatea română, uniți, fără niciun fel de alte probleme. Aducem un plus prin ceea ce avem noi relații cu comunitatea maghiară din țară de peste hotare, aducem un plus prin gastronomia noastră care o avem, pot să vă spun că în fiecare an avem zilele maghiare, undeva în septembrie, unde în curtea castelului avem invitați din mai multe țări, majoritatea sunt din Ungaria, care vin cu corturi și își prezintă gusturile lor tradiționale, cu degustări de pălincă, cu care, mă rog, e tradițională și la noi, dar să știți că în Ungaria sunt 28-30 de feluri de pălincă și la noi cea mai este cea de prună, că asta este. Și vin și românii și prin chestia asta și pot să spun că domnul primar Vovoțanu a luat o chestie foarte pozitivă vis-a-vis de acest festival care îl facem noi, Zilele Maghiare, și tot participă cu noi, alături de noi. Și chiar a și spus-o că vrea să facă un festival româno-maghiar multinațional, multicultural în Hunedoara. Bine, acum suntem cu alegerile, toată lumea ocupați, dar probabil că undeva în vară, în toamnă, când ieșim,
cal să putem să facem și această manifestare cu cea mai mare drag. Da, o idee, mi se pare o idee foarte bună. Vreau să mai completez la ce spune colegul. Până în 2018, Zile Culturale Maghiare le-am ținut în curtea Casei Maghiare din municipiul Hunedoara, unde încăpem 200-300 de persoane. Am găsit o foarte bună înțelegere la domnul primar și Zilele Culturale Maghiare le ținem în curtea Castelului, în curtea Husarilor și în castel. Anul trecut am avut invitați din Ungaria, așa cum spunea colegul, 108 persoane am numărat, printre care a fost prefectul județului Vaș, care este înfrățit cu județul Hunedoara, președintele de Consiliul Județean. Am adus vreo 7 primari, am adus oameni care e posibil să investească și în România. Unul dintre ei este cel care fabrică, are cea mai mare fabrică de pălincă din Ungaria. Poate reușim să-l convingem să vină și în Ardeal să-și mărească afacerea. Da? Deci știți cum foarte multe lucruri se rezolvă la o masă, vorbind la o masă civilizat și gândindu-ne la viitor, e posibil să putem rezolva câte ceva sau mult mai mult decât ne putem imagina la prima vedere. Nu știu cine mai este președintele Consiliului Județului Vaș, dar am fost acum mulți ani și... Domnul Moitin este. Nu mai țin minte numele, era un domn care era mare amator de rock. Și făcea un festival de rock. Era proprietarul unui castel mic, semăna cu Magna Curia asta de la Deva nostru. Era o poveste foarte interesantă cum a ajuns el proprietar de castel. Nu știu dacă mai e domnia sa, dar în orice caz și eu cred că legăturile se pot strânge chiar mai mult decât sunt acum. Pentru că, bine, noi nu suntem județ de frontieră, dar dacă te duci la Holaș, Ciardo, prinde români acolo. Da, am văzut și au învățat românește. Au învățat, dar nu numai acolo este deja devine de notorietate. Mi-aș putea spune, hai domnule, că toată lumea știe chestia asta. Pe Timișoara, dacă... Arad se duc să iau un prânz acolo. Dar sunt o grămadă de localuri și arealul crește din ce în ce mai mult. Noi suntem foarte optimiști, să știți de asta și acum chiar vorbeam cu colegul, acum, no, să zic 7-8-10 ani, nu prea venea nimeni la Hunedoara să ne vadă. Acum, de când am, cum să vă spun eu, am avut o altă abordare. Cu gulaș mai mult. Și cu gulaș mai mult și cu poate mai multă pălincă, ca să glumesc. Și am reușit să convingem foarte multe persoane. Au venit la Casa Maghiară și miniștrii din Ungaria, cu care am reușit să... Așa am reușit să facem și Creșa, apropo. Adică trebuie un pic să ne implicăm și eu aia spun, dacă fiecare își face treaba acolo unde este, lucrurile vor fi mult mai bune la sfârșitul zilei, când trage o linie. De asta vă spun că noi am dorit să vorbim despre și am vorbit despre ce am făcut. Acum, ce urmează să facem? Avem și proiecte pentru viitor, dar ce mai important este că am reușit să realizăm ceva. Deci cred că s-a introdus Hunedoara într-un circuit turistic al agențiilor de turism din județul Vaș și din Ungaria, pentru că, eu știu, ministrul agriculturii din guvernul actual din Ungaria este din localitate de acolo, din județul Vaș. Ne știm de când era primar acolo. A fost la noi la Hunedoara. I-am dat o pălincă de caise făcută de un prieten de-al meu, dar bine, noi nu suntem, nu putem face industrial, de cireșe. Deci am greșesc că de numite cireșe. Borosco e piersică și caisă. Și mi-a zis că cu această pălincă, dacă vin în Ungaria, poți să câștigi locul întâi la concursul. De atât de mult i-a plăcut și era și cunoscător că este în jury, jurizează tot felul de concursuri de genul ăsta. Probabil că l-au băgat într-un circuit turistic, că vin din ce în ce mai mulți unguri să viziteze castelul. Și da, nu-i chiar de lăpădat peste 500.000 de vizitatori într-un an, în ideea în care, eu știu, când eram noi consilieri prin 2007-2008, aveam undeva la 20.000-25.000. Deci e un lucru bun și toată treaba e ca pe viitor să reușim să-i și ținem aici. O zi, două, să arătăm tot ce avem prin împrejurim, că pe orice cărare ești din orașul Hunedoara, ești în natură, tot este frumos și retezatul și cincișul și în cetatea Devei, pe lângă castel, mai sunt o căruță de alte locații care pot fi vizitate. Deocamdată sunt obișnuit să meargă în secuime.
Oricum este un salt imens față de 20.000 acum 15-16 ani. Au venit 500.000. Chiar vorbeam cu colegul. La turne fermerc pe an 2 milioane de vizitatori. Așa că noi la Hunedoara, dacă vin 500.000 este de fantastic, persoane, sigur. Este fantastic. Deci este un salt imens. Ajută orașul, bineînțeles, și noi punem umărul să, ca această cifră să mai crească, ne-am dorit. Bine, noi am crescut probabil și partea de turiști din țară care vin, cuplează Arsenie Boca cu castelul și dacă vin într-o parte văd și cealaltă și atunci și aici este o creștere de turiști din țară, vorbesc. Să știți că e adevărat că e de nișa. Acum, că tot am vorbit de directora postului, Gabriela Mărgineanu, știe că de vreo 7 ani am intrat într-o comunitate, așa ne zic că suntem o sectă, dansator de tango. Dansăm foarte mult tango, am avut și un festival la castel. Să știți că avem foarte mulți care vin din Ungaria. Este adevărat o activitate de nișă, dar vin constant. Peste mai puțin de o lună este un festival mare la Timișoara, noi am avut la Hunedoara, dar ori de câte ori am avut la Hunedoara au venit din Ungaria și în, apropo de Secuime, acum locuiește în București, dar este un campion european de origine, român de origine maghiară, Ciongor Kichi, care e de notorietate și are o cotă fantastică, nu vreți să știți pe ce scoruri vine la un festival de tango. Deci iată că aceste legături există sub foarte, foarte multe aspecte. Iar în județul Vos au și vinul, nu numai Pălincă, noi am fost uimiți de cât se înghesuiau să ne prezinte un sortiment foarte, foarte mare de vinuri. Da. Noi județul Hunedoara nu le putem opune ceva de genul, dar pot veni aici ca turiști și să petrec o săptămână. Nu cred că le va părea rău. Să știți că le place Pălinca noastră de aici. Da? Da, o apreciază foarte mult. Noi facem la 52 de grade, eu fac la 40. Da, no. Suntem foarte și apreciați și pentru asta, da. Da. Deci vreau să vă spun că suntem o comunitate foarte închegată, oameni deosebiți, investitori, avem, cum vedeți, medici, oameni simpli care pun suflet și care la Casa Maghiară este tot timpul activitate. Activități culturale avem și la, așa cum mi-am spus, și la teatru care acum nu de mult s-a clădirea. A primit autorizație ISO și cu asta s-a deschis activitatea culturală. A reușit, da, de atunci am adus, să știți, formații și sala tot a fost plină. Dar nu ne-am așteptat, am avut un pic de emoții, n-am știut, după 10 ani sau nu știu, 8 ani în care n-a funcționat, am avut un pic de emoții dacă vom avea... Este o poftă a oamenilor să vină. Este să știți că sala a fost de fiecare dată plină și am fost foarte mulțumit de acest lucru și urmează ca să ne continuăm și activitățile culturale. Aveți șansa cu Hunedoara ca lumea să fie îndrăgostită de castel? Am făcut inclusiv anul trecut festivalul medieval, consultant fiind, și una dintre trupele care veneau cu foarte mare, cât ne poți da, care e bugetul, că ne-am împrietenit, Holoinec, o trupă de așa rock, celtic, cimpoaie, nu știu ce, super simpatici, toți s-au obișnuit să vină la castel, zice, atâta ne este de drag, am avut la un moment dat un buget rezonabil, dar poate mai puțin decât își imaginau ei, zice, putem să cântăm în castel la pălărie? Puteți, venim. Și au venit. Fără așa, o trupă de cavaleri de lângă Budapesta, care aici este o rezervă foarte mare, pentru că Ungaria are trupe de reenactment medieval extraordinare. Au venit anul trecut, au zis că ei nu pot să stea decât 24 de ore la paradă și nu știu ce, și după aceea ne-au spus, ne puteți caza că noi mai stăm. Și spre bucuria mea, ne-am despărțit amici, atât de mult le-a plăcut la castel, încât se leagă, eu n-am putut să fiu decât bucuros când am văzut ce repede se leagă relațiile. Cred că e deprisos să mai spun de lucruri care nu merg, pentru că efectiv nu ne gândeam la ele. Da, da. Avem un avantaj, am vorbit și cu colegii, noroc cu Ioan de Hunedoara. Ne-a făcut castelul și uitați că o să putem să trăim și o să putem să înflorim orașul și pe fiind castelul baza. Așa, da. Procentul populației române de origine maghiară, de etnie maghiară din suntem județ 2000, este... Noi în Hunedoara suntem 2000 și ceva. Suntem undeva la 5% în județ, aproximativ.
Cu concentrări diferite. Cu concentrări diferite, da. Da. Acum nu știu exact să vă spun în fiecare localitate. Și când Valea Jiului este o concentrare din nou, în zonele care au fost industriale, acolo, da. În zonele astea monoindustriale și părinții mei tot din secuii mei au venit și sunt diferite concentrări aici, cum a spus și mea în județ, da. Păi Deva are cea mai mare comunitate, da. Hunedoara, Lupeniu, Petroșaniu, da. Și în rest sunt mai puțini. Să știți că legăturile au existat tot timpul, ca să zic așa, și ele trebuie, așa cum a spus, cu sportul, cu cultura, se pot strânge foarte ușor. Când eram, apropo de faptul că spuneați că avem o vârstă, noi când eram în liceu, Omega și Locomotiv GT erau niște trupe care aveau o super valoare. Eu și acum le ascult cu foarte mare plăcere și fredonez piesele, chiar dacă pronunț prost, dar linia melodică este extraordinară. Locomotiv GT a fost și la Hunedoara, la Sider. Și Omega a fost. Și Omega, da, la Sider. Da, da. Păcat de sala aia, că s-o, așa s-o, este. Da, s-o dus în paragină, da, da. Da. Eu când am început activitatea de medic în Hunedoara, aveam un singur hotel rusc. Acum un pic pe orizontală ne-am mai dus cu pensiuni. Foarte multe pensiuni au înflorit, să știți. Pensiuni, hotelul și asta este viitorul Hunedoare, să putem să îi ținem aici, să le oferim cultura noastră, castelul, gastronomia care, din punctul meu de vedere, în Hunedoara noi avem o chestie mai specială, că am luat ce e bine de la fiecare. Și de la români, și de la unguri, și de la austrieci, și de la bulgari, și de la turci, și de la nemți, și avem o gastronomie, zic eu, ce-i bun de la fiecare și pusă una peste alta, e ceva local deosebit. Și lumea când vine le place chestia asta. Practic, dincolo de grădinițe, care categoric este o realizare, după cum am spus, da. Care, pentru ca și toată lumea să cunoască, care sunt problemele pe care ați dori să le rezolvați, nu numai în termen de construcții, dar în termen de relații, de politici publice care să facă trimitere spre populația de etnie maghiară. Până acum patru ani am fost în Consiliul Local, 2, 3, 1, cum s-a nimerit. Acum, ultimii 4 ani, Ne-au lipsit 17 voturi ca să fim în Consiliul Local. Ne-am dorit acum să ne întoarcem în Consiliul Local ca și vocea noastră să fie auzită și să ne putem spune punctul de vedere. Așa am dorit să fie și, după părerea noastră, așa ar fi normal. Și apropo de asta, noi de fiecare dată când ne întâlnim cu tinerii noștri și încercăm să le spunem să rămână în Hunedoara sau să rămână în zona aici, sunt atâtea lucruri care nu sunt făcute aici. Le explicăm, plecând în străinătate, nu mai au viață socială, chiar dacă câștigă mai mult, cheltuielile sunt mult mai mari, încercăm să le spunem aplicat. Câștigă, nu știu, 1.500-2.000 de euro, 700 de euro chiria, 300 mâncarea, 500 rata la mașină sau 300 și adică n-ai niciun fel de viață. Și încercăm să-i convingem să rămână un pic aici, să fie un pic, să încerce antreprenoriatul sau... Uitați-vă, nu găsiți un electrician auto, nu găsiți un instalator mâine poimine, nu mai găsești un om să-ți facă o casă. Încercăm să-i convingem să rămână aici, în zonă, pentru că este o zonă atât de frumoasă, oamenii sunt buni, au deschidere și am dorit să avem cui să dăm valorile pe care le avem și pentru cine să muncim, asta spunem și noi. Este păcat că toată lumea să plece. Apropo de politică, acum 15-16 ani sau 17 ani nu puteai să mergi în Occident numai dacă aveai viză sau viză de muncă. Da, da. Și acum când urmărim ce se întâmplă în Occidentul acesta pe care nu-l mai recunoaștem, când se cheamă migranți acolo și deci până atunci noi n-am fost buni, a trebuit viză și acum fel și fel de persoane care vin și stau pe social în străinătate și nu aduc nicio contribuție. De asta spunem că și chiar avem un europarlamentar, domnul Vincă, da. Cum a spus, care este de 17 ani în la Bruxelles și care cunoaște foarte, foarte bine politica și am dorit să cerem un sprijin să fie votat și pentru a putea reprezenta nu numai
Hunedoara noastră sau Transilvania, România noastră, care este o Românie creștină și care urmărim în Occident toate lucrurile acestea care, după părerea noastră, nu sunt deloc la locul lor. Am urmărit și Eurovision un pic, am fost un pic cam nedumerit, ca să spun așa, ceea ce se întâmplă în lumea asta. Cred că lucrurile trebuie aduse acolo unde au fost până în anii 70-80, când toată lumea își dorea ca să ajungă în Occident și Occidentul era o mană cerească. Acum, pentru că până la urmă am impresia că Occidentul ăsta o să fie aici, la noi. De asta și spun tinerilor, aici suntem creștini, oamenii mei la biserică, cred în Dumnezeu. Bărbatul e bărbat, femeia e femeie. Nu există non-gen sau cum am înțeles că există și asemenea persoane care cred că au alt tip de probleme, nu cu genul au probleme. Pentru asta cerem sprijin cetățenilor să ne dea și nouă un vot. Pentru normalitate am dorit să ne dea un vot. Noi care suntem, eu sunt de 20 și ceva de ani la Democrația Maghiară și colegul meu la fel, nu ne-am mutat pe la alte partide, nici nu avem de gând să ne mutăm pentru una și pentru alta. Ne vedem de treaba noastră, nu dorim, eu nu doresc nici în emisiunea noastră, nici în altă emisiune să critic pe cineva. Fiecare e răspunzător pentru ceea ce face. Noi dorim să vorbim despre noi și cum vedem noi viața și cum am dorit noi să mergem înainte și în Hunedoara și cu România noastră. Da, da, frumoasă pledoarie să rămână tinerii, pentru că într-adevăr aveți dreptate, toată lumea e doctor în țara asta, da. Nu medic mă refer, doctor da, în fel știm. De fel, da. Da, și dacă te duci să-ți repar mașina undeva, te rogi să dai peste da. Unul bun, să pleci da. Cu ea pe roate de acolo. Vă rog. Da, deci încă o dată, suntem o comunitate mică, suntem oameni serioși, suntem mândri că suntem în Hunedoara și dorim prin faptul că suntem în emisiunea asta, de fapt scopul este să atingem țelul nostru, să avem un consilier în Consiliul Local din Hunedoara. Și atunci aș ruga hunedoreni care n-au o opțiune politică serioasă la vreun partid să aibă încredere și în noi și pot să ne voteze cu încredere că o să-i reprezentăm cu cea mai mare seriozitate. Și responsabilitate. Și responsabilitate, bineînțeles. Noi am mai fost amândoi consilieri, știm ce înseamnă treaba asta. Eu am la spital, am lucrat în management atâția ani. Avem și un trend pozitiv pentru Hunedoara. În ultimii ani s-au întâmplat lucruri foarte, foarte pozitive și de remarcat. Adică Hunedoara a fost undeva așa lăsată cu oraș mare, monoindustrial, s-au dus în cap, s-au destructurat combinatul, da. S-au da. Destructurat da. Poluare, deci am scăpat de poluare. Mai sunt și alte alternative acum de locuri de muncă, lucru care ar fi trebuit poate mai de mult găsit o soluție pentru alternative pentru destructurarea combinatului pe orizontală, să avem o infrastructură care să preia cât de cât oamenii, că am avut meseriași foarte buni în toate domeniile, a fost ICSH-ul, combinatul. Din păcate ei sunt pensionari acum și trebuie să-i respectăm și să le creăm și lor condiții pentru o pensie frumoasă. Ce ne dorim noi pentru comunitatea noastră? Noi avem casa noastră maghiară, o îngrijim, avem activități în ea, avem bisericile noastre care poate trebuie un pic ajutate, mai un perete, mai o ușă, mai o scară, mai așa. Comunitatea noastră trăiește împreună cu românii, deci dacă se face o stradă pentru români, beneficiază și comunitatea noastră și invers. Eu cred că trăim într-o armonie, suntem într-o societate normală și, cum a zis și colegul meu, suntem creștini, suntem români, unguri, cetățenie, dar dorim să trăim împreună, să trăim în armonie și să mergem înainte. Ca și medic, ca și, eu știu, care am depus jurământul lui Hipocrat și care sunt omul care sunt empatic, sunt aproape de pacient, aproape de om. Pot să spun foarte clar că indiferent de cine vine și se adresează cu o problemă, suntem deschiși și îl ajutăm. Nu cred că cineva și-a pus problema că nu e așa. Dumneavoastră precizează, nu cred că cineva și-a pus problema că n-ar putea fi așa. Apropo, dacă îmi permiteți, apropo de politică, domnul director, că acum el nu spune, dar spun eu,
domnul director, până să vină manager la Spitalul Municipal Hunedoara, Spitalul Municipal arăta ca în anii 60, așa cum l-a preluat. După ce și-a terminat mandatul, după 10 ani, parcă, sau... Da. L-a adus în secolul 21, cu aparatură, cu dotări foarte multe. Și asta datorită faptului că UDMR-ul, așa cum am glumit la începutul emisiunii, a fost la București de câteva ori și am găsit înțelegere chiar cu domnul Cechea. Era ministru... A fost ministrul sănătății. Ministrul sănătății, chiar cu domnul Cechea. Ai vorbit de atâtea ori. Și de asta vă spun că cine spune că nu-l interesează politica, să știți că politica decide de mâine cum trăim. Și cu această ocazie invit pe tineri să intre în politică. Sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și apropo de fotbal, dacă te uiți la un meci de fotbal și nu ești pe teren, nu poți să schimbi nimic. Deci trebuie să fii pe teren ca să poți să dai gol. Noi asta facem de 20 și ceva de ani amândoi cu colegul, încercăm să dăm gol și pentru Hunedoara, pentru hunedoreni, pentru toți hunedorenii. De asta spun că invit pe tineri. Este foarte ușor din afară să critici pe cineva. Că de ce n-a făcut? Că n-a făcut bine, că nu-i bine așa? Invit să intre în politică, să-și aleagă o opțiune politică. Este în România și după 89 ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să trăim într-o țară pe care poate noi, dumneavoastră sau eu, n-am crezut că se va putea întâmpla. Da? A fost ceva deosebit în viața noastră, ca alții săraci înainte de 89, care nu mai sunt printre noi, nu s-au gândit că se poate întâmpla, ca să trăim și într-o democrație. Așa că invit pe tinerii din ziua de azi să-și aleagă o opțiune politică și totuși să pună umărul. Să arate cum trebuie să facă asta sau și să schimbe un pic și politica asta. Toată lumea spune că politica în România nu e ceea ce trebuie, dar să știți că nici în străinătate. Tot așa, deci, dacă nu iei taurul de coarne, ca să spun, și să intri, să arăți tu ce e de făcut cu viața ta, să arăți și altora, atunci nu poți să obții niciun lucru pozitiv. Și atunci nici nu prea ai dreptul să faci o critică. Asta una, și a doua, invit să meargă la vot pe tineri. Să meargă la vot, să urmărească un pic viața politică și să meargă să voteze. Pentru că până la urmă e și viitorul lor. Știu că sunt mulți care de-abia așteaptă să termine liceu ca să meargă în străinătate să conducă un autovehicul sau să fie șofer pe un tir sau să meargă să spele vase sau nu știu ce să facă altceva cu viața lor. Dar încă o dată vă spun că mi-aș dori să rămân aici, să aibă un pic spiritul de antreprenor. Dacă nu, se întrebe pe cineva. Sunt atâția oameni care știu ce să le spună, cum să schimbe un pic lucrurile, și încet, încet o să trăim mai bine și în România noastră. Cred că sursele de venit sunt aici problema. Salariul, mă gândesc că rămâne, dar exact cum bine a spus, când te gândești la un salariu de 1.500-2.000 de euro, chiar dacă plătești cel puțin, și dacă stai în Viena, cel puțin 700, da. 700 stai într-un garaj de 700 de euro. Dacă ar fi salariul de să poată ținti la 1000 de euro, 1500 de euro la Hunedoara, nu cred că ar pleca. Deci mai trebuie probabil că făcut ceva. Orașul, eu nu critic că nu s-a făcut și știu că nu se poate chestia cu plecat cu Rani să aducem investitori. Aia e așa o poveste frumoasă. Da, probabil că după acest avânt al orașului, care există categoric, probabil că asta se mobilizeze oamenii și dea seama ce interesant este să investești în Hunedoara. Uitați câtă energie s-a acumulat odată cu fotbalul. Da. Am fost pe teren de fiecare dată și am văzut oameni așa de entuziaști, atâta de dornici de o viață frumoasă. De asta vă spun că trebuie un pic să și vrei de la tine, să ai și un pic un îndemn interior ca să poți să faci un pas înainte și poate și un pic de răbdare, să nu vrei să faci, părinții noștri le-au trebuit, nu știu, mulți ani să, mi-aduc aminte, ani de zile să-ți iei un autovehicul sau să muncești sau să poți să construiești o casă. Foarte, foarte mulți ani. Acum tinerii de azi și imaginează că de pe telefon poți să faci toate lucrurile astea, dar ele nu așa se fac în viață, să știți că trebuie muncă, determinare, răbdare și seriozitate. Aveți avantajul castelului și acum nu numai castelul, apropo de fotbal, castel, un nou aspect al orașului. Să știți că
Eu m-am gândit de multe ori, apropo de schimbul ăsta de experiență, te duci într-un oraș turistic din Ungaria, nu mare, și dacă stai două zile acolo, nu se poate să nu-ți vină idei de afaceri. Trebuie să recunosc că sunt mai bine mobilizați. Și eu cred că mai ales pe partea asta culinară și nu știu ce, eu cred că sunt rezerve nebănuite. Adică te duci acolo și zici, băi, de ce nu mă... Cum de nu mi-a venit ideea să fii atent ce face ăsta aici? Da. Cum de nu fac chestia asta? Cred că aici sunt niște rezerve fantastice. De asta vă spun că și păi că avem și noi o vină, că nu îi mobilizăm suficient pe tineri. Sau îi lăsăm așa să trăiască în lumea lor, ca să spun. Trebuie aduși în lumea noastră reală. Nu toți în care... reușesc dincolo. Sunt mulți care se întorc, sunt mulți care rămân acolo, dar nu sunt foarte mulțumiți, și să nu uităm că banii care fac acolo tot acasă cheltuie. Deci și de acolo vine ceva în plus pentru comunitate, pentru oraș. Că și cheltuie aici. Trimit bani acasă, construiesc, repară, fac apartamente, fac case care... Tot ce se rulează, tot în PIB-ul nostru intră. Oricum, între economiile occidentale și economia românească, care vedem că totuși este într-un avânt, nu mai este o diferență așa de uriașă, cum era acum 20 de ani. Câștigai 100 de euro și în străinătate câștigai 2000. Deci acum, să fim serioși, nu mai este chiar diferența asta uriașă și trebuie un pic de... Și apropo de... am vrut să renovez apartamentul acum câțiva ani, și am căutat pe cineva care să pună găsit și faianța. Am găsit pe unul la Ilia, care zicea, domnule, l-au fost și lucrează, știți peste cât timp mă programat? Peste 2 ani. Până la urmă am găsit, dar e foarte greu de găsit și mecanici meseriași, că noi ne-am dus toți cu studii superioare, că nu știu ce, am neglijat partea asta de servicii. Da. Este și aici o problemă, să știți că am întrebat în Ungaria, din 10 școli, 9 sunt școli profesionale în Ungaria. Și găsești meseriași peste tot și oameni care sunt bine calificați. Aici la noi toți, după cum ați spus, toți vor să fie doctori. Nu mă refer la doctor. Și asta este, cred că este o problemă vis-a-vis de alergatul acesta după o hârtie, în care îți pierzi timpul, nu acumulezi suficiente cunoștințe, nu ajută la nimic. Nici pe tine, nici pe alții nu poți să-i ajuți. Și aici cred că se pierde foarte, foarte mult asta în învățământ. Ar trebui, dar se reformează învățământul de 30 ceva de ani, tot într-o reformă veșnică. Este cel mai reformat sector din economie. Extraordinar de reformat, dar nu, rezultatele sunt din ce în ce mai rele. Ați văzut cu analfabeții funcționali. Acum știu că o să se spună că elevii români sunt olimpici la matematică și la robotică și la bine, dar ei sunt 5. A excepția. Ei sunt 5 sau sunt 14 sau sunt 21 și restul de 500.000? Adică totuși învățământul trebuie un pic într-adevăr reformat, serios, dar nu așa tot peticici, tot de la o guvernare la alta, tot pus și luat și nu știu. Aici, acum eu am aici o părere bună, poate mai bună despre dumneavoastră ca UDMR. Am fost foarte interesat de ce nu intră tineri în politică, pentru că nu funcționează suficient de bine meritocrația. Adică să vadă omul care e talentat și știe, să vadă că are, prevalează știința lui, nu pila, nu știu, domnule, lasă să freacă elementa pe acolo, face el ceva, dar e fiul cu lucrare și atunci îl ținem pe lângă casă. Și celălalt, atunci celălalt pleacă atunci. Da, da. Se pierde încrederea, da. Se pierde încrederea. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru acest mod efervescent de a vă preda cauza. Pentru că mi se pare chiar convingător decât să, domnule, vom face, vom drege, nu știu ce, o manieră care dă încredere oamenilor. Și ascultându-vă, fiind unedoara, domnule, zic, dacă n-aș avea nicio opțiune de vot, eu v-aș vota. Mulțumim frumos și nu v-am dezamăgit. Nu. A fost o discuție relaxată și pe un alt palier și sunt convins că și dacă am rămâne la un pahar de... pălincă, de oricare din sortimente, am avea ce discuta. Domnilor și domnilor, i-am avut ca invitați pe doi domni care candidează pentru Consiliul Local al Municipiului Hunedoara din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Este vorba de domnul Ferenc Ișvan, care este chiar președintele acestei formațiuni politice la nivelul municipiului, și domnul Barna Bende,
directorul medical al Spitalului Municipal din Hunedoara. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes, vă doresc sănătate, că de acolo pleacă totul, nu-i așa, domnul doctor? Domnul medic. Ne îngrijim noi de asta. Așa, vă rog. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție și mâine ne revedem cu mine sau cu colega mea Laura Doroftei la o altă serie de emisiuni electorale. Până atunci, la revedere, toate cele bune tuturor. Pune și lapte în coș. Lapte. Și scutece pentru puiul meu. Iar a căzut netul. Nu-i nimic, da? Mai bine. Dă fuga la catena. Fac un pic de mișcare. Ah, da, că fac un pic de mișcare. Și ia și cardul cu tine. Și nici nu aștept livrarea. La Catena, aproape de tine, ai produse pentru copii la prețuri de online, indiferent cât cumperi. Seara este ora 9.